Dorința mea a fost, în primul rând, dorința oamenilor cu care am discutat și care m-au motivat foarte tare să mă apuc să strâng semnăturile necesare pentru a depune candidatura ca independent pentru Camera Deputaților. Practic, candidatura mea este o candidatură care s-a născut chiar din inima comunității prahovene. În doar câteva zile am reușit să strâng 8.007 semnături pe care astăzi le-am depus la Biroul Electoral Județean împreună cu dosarul de candidatură. Cu această ocazie vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor mei. Sunt o parte dintre ei sunt aici cu mine, alți colegi sunt în localitățile lor. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor prietenilor și simpatizanților care în toată această perioadă mi-au trimis mesaje de încurajare, care în toată această perioadă au strâns semnături și cu care m-am întâlnit ieri și astăzi în diverse locuri din acest oraș să primesc tabelele cu susținători. Sunt oameni care au venit din toate colțurile județului pentru a aduce cele 8.007 semnături pe care astăzi le-am depus la Biroul Electoral Județean. Și vreau pentru acest lucru să le mulțumesc tuturor. Sunt impresionat de mobilizarea prahovenilor. Sunt motivat pentru a câștiga aceste alegeri împreună cu prahovenii și pentru prahoveni. Până acum Prahova nu a avut un candidat independent și nici măcar nu a reușit să obțină un independent mandat. Dumneavoastră ați vorbit de modificări legislative importante pentru toți românii. Ne puteți spune care sunt principalele dumneavoastră obiective în momentul câștigării unui mandat de deputat? Știți foarte bine, de-a lungul timpului am intervenit în spațiu public și am făcut o serie de aprecieri cu privire la legislația, în primul rând din domeniul administrației publice locale. Am venit cu propuneri de îmbunătățire a acestei legislații. Din păcate, propunerile mele nu au fost auzite de parlamentarii de Prahova. A fost și unul din motivele care m-a determinat să fac acest pas și îmi dau seama că numai mergând în Parlament, toate acele idei pe care le-am susținut pot să devină realitate, să le transform în propuneri legislative și să devină legi și să se poată aplica cât mai repede în România. De asemenea, am făcut referire și la o viitoare revizuire a Constituției, se impune în acest moment ca actul fundamental să se modifice. Totuși, au trecut foarte mulți ani de la aderarea țării noastre la NATO și la Uniunea Europeană. În Constituția României se vorbește foarte puțin de acest lucru. De fapt, sunt norme tranzitorii care fac referire la o viitoare aderare și la NATO și la Uniunea Europeană. Este momentul să punem accent mult mai mult pe acest statut al țării noastre de stat membru al Uniunii Europene și al NATO și în acest fel cetățenii Prahovei, cetățenii României, să dobândească și ei un alt statut, un statut superior pe care îl merită de atâta timp.